Atenție la ce puneți pe masă! După carnea expirată de zeci de ani într-o piață din Constanța, se vinde acum somon mucegăit. O femeie a cumpărat peștele care era ținut la gheață și părea să arate foarte bine. Când a ajuns însă acasă și a vrut să-l gătească, s-a îngrozit. Somonul era deja putrezit și mirosea urât. S-a dus înapoi la vânzătoare și a arătat revoltată ce pește i-a vândut. Aceasta i-a dat femeii banii înapoi. Constanțeanca vrea acum să depună plângere la Protecția Consumatorului. Tot la Constanța, polițiștii au confiscat o tonă de alimente congelate expirate de la o societate comercială. Printre acestea se aflau produse din carne de pui, pește, brânză și produse de patiserie. Direcția Sanitar Veterinară a aplicat o sancțiune în acest caz de 30.000 de lei. Produsele expirate au fost confiscate și urmează să fie distruse.